Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 7 octombrie, ești inteligentă, ingenioasă, fermecătoare și privești viața din punct de vedere filozofic. Înțelegi oamenii și știi să înțelegi detalii tehnice complexe. O minte analitică și o intuiție subtilă îți permit să evaluezi rapid și cu exactitate orice situație. Abordarea tactică și cunoașterea naturii umane te fac un manager minunat, ai o fire rebelă, ceea ce mai devreme sau mai târziu îți va afecta viața, ești convinsă de corectitudinea propriilor păreri, care sunt cel mai adesea în conflict direct cu normele societății sau a mediului. Dorința ta de protest este de obicei însoțită de dorința de a schimba lucrurile în bine, dar pe măsură ce înțelegi, în consecință, tu depui eforturi persistente pentru o poziție de conducere care să-ți ofere dreptul de a face astfel de modificări. Cu toate acestea, nu suferi de ambiție personală, ai nevoie de putere pentru a atinge idealuri sociale. Semnul tău zodiacal aparține constelației balanță. Semnul zodiacal balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, determinare, gândire, Rafinament, farmec, indecizia balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate, având o natură artistică și te ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă, cu toate acestea, Instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilității naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fica lui Venus? tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zăițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, Sociabilitatea strălucitoare, poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu împodobești și nobilezi viața, tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești binecuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus. De la Venus tu iei farmecul și frumusețea. Planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale. Planeta ta în exil este Marte. Aceasta este responsabilă pentru incertitudine, precum și de lipsa dorinței de a acționa singură. Ești un intelectual cu o mentalitate specială și viziune asupra lumii. Ești un analist talentat, capabil să evalueze rapid și cu exactitate orice situație dar cu adoptarea deciziilor poți avea dificultăți. Te străduiești pentru excelență, îți este frică să faci alegerea greșită. Acest lucru este complet firesc pentru tine. Este demn de remarcat faptul că extrem de rar vei avea propria alegere. Ești percepută ca fiind departe de ideal deoarece ești caracterizată de incontinență și furie. Ai tendința de a-i critica pe cei dragi, colegi, fără să spese complete de sentimentele lor. Natura ta rebelă nu este întotdeauna evidentă de la prima întâlnire, deoarece ai maniere complet fermecătoare, par să trăiești în centrul lumii tale. Cu toate acestea, cei care comunică cu tine nu pot decât să recunoască o perspectivă profundă a gândurilor tale ești bine versat în natura sentimentelor umane și evaluezi rapid calitățile psihologice personale ale persoanei cu care te confrunți. Cel mai adesea, nu pierzi timpul pentru a-ți justifica acțiunile, ci pur și simplu faci ceea ce consideri necesar. Tu gândești întotdeauna decisiv, prin urmare, atunci când te alături oricărei organizații, apar deseori anumite probleme. Deși întregul grup în ansamblu poate întruchipa idealurile pe care le împărtășești, tu trebuie totuși să-ți determini rolul în această organizație. Și din moment ce propriile tale principii și puncte de vedere politice evoluează constant, problemele de conducere, cooperare, loialitate devin importante. O altă contradicție în natura ta este conflictul dintre comportamentul moral și imoral. Nu ești imoral atunci când păcătuiești, ești pe deplin conștientă de ceea ce faci. În lumea ta de schimbarea moravurilor, tu însă nu poți uneori să stabilești o linie clară între ceea ce tu consideri a fi rău și ce este bun. Prin urmare, nu ar trebui să glorifice rebeliunea ta și să-i condamni pe cei care au opinii diferite. Tu dorești să fii lăsat în pace. Cu toate acestea, oricât de singură ți-ai dori să fii sau să te prezinți pe tine însăți, soarta te confruntă din nou și din nou cu alți oameni. Dar, întrucât ești deseori considerată corbalb, societatea te poate respinge pe nedrept. Prin urmare, ar trebui să-ți extinzi legăturile sociale, încercând activ să găsești nu numai oameni de cu adevărată de respect, ci și pe cei care pot deveni apropiați de tine te distingi față de alți nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești sofisticată, răbdătoare, suplă, feminină, ești puțin conservatoare, îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești înclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respect tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 7 octombrie soarta ta? Ai noblețe? Nu ești interesat în mod special de opiniile de celorlalți, deoarece ești autosuficientă, nemulțumită prin natură, întâmpin cu îndrăzneală orice nenorocire. Ai întotdeauna propria ta părere despre ceea ce se întâmplă. Mai mult, Consideri că părerea ta este cu adevărat corectă, gata să o aperi până la ultima suflare. Cu tactica ta de a juca jocul opoziției, de multe ori aduci societatea înconjurătoare împotriva ta, ești hotărâtă să transformi lumea exterioară pentru a face oamenii mult mai buni. Dorința ta este atât de puternică încât vei persevera până în ultima secundă. Natura ta îți poate aduce un munte de probleme ești convinsă că principiile tale sunt adevărate, fără a acorda atenție faptului că opiniile tale nu se încadrează în normele societății. Dorința de a ajusta lumea înconjurătoare pentru tine însă ți te duce la încălcarea ordinii general acceptate. Crezi că ai venit în această lume pentru a domina oamenii. Căutarea obiectivului propus este însoțită de o grabă de a schimba lucrurile într-o direcție mai bună. Dar potrivit astrelor, Încerci să faci toate acestea nu pentru propria ambiție, ci pentru a atinge idealuri universale. Pentru a evita situațiile neplăcute, ar trebui să înveți să te controlezi pe tine însăți, pentru a restrânge setea de control total. Tu simți foarte fin starea de spirit a interlocutorului și îi determin cu ușurință calitățile personale. Această abilitate te ajută să faci afaceri cu oamenii potriviți, acționezi la comanda impulsurilor tale. Fără preambul, face așa cum dorești, părerile tale despre viață și principiile personale sunt în continuă evoluție, ceea ce duce la unele nepotriviri în conceptele de imoral și moral. Uneori, gravitez către un stil de viață ascetic, o viziune particulară asupra lumii te face să fii vizibilă în ochii comunității, oamenii pur și simplu refuză astfel de personalități. Acesta este motivul pentru care trebuie să înveți comunicarea, să cunoști oamenii noi, să încerci să găsești tovară și în spirit care să te susțină, indiferent de circumstanțe, dragoste și compatibilitate. În viața personală, ești un idealist romantic. Parteneriatul este foarte important pentru tine, deși este destul de dificil pentru tine să exprimi sentimente profunde în fața unei persoane dragi poate să dureze mult până să intri într-o relație lungă, dar dacă se întâmplă acest lucru, îți vei dedica viața iubitului tău. O pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor gemeni sau vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura mult timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu fecioara, rac și pești. Cu reprezentanții semnului fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește peștii, Vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi în casete, pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50 la 50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră Ești înclinată să privești filosofic lumea. Ești ingenioasă, fermecătoare, sociabilă, ai o intuiție dezvoltată și o minte analitică, înțelegi perfect oamenii, le citești adevăratele intenții prin observații fine. Pentru tine, nu există probleme de nerezolvat, abordând cu atenție performanța oricărei lucrări, poți obține un rezultat foarte bun, te îndrepți spre celul tău, fără să te abați de la cale nu ești cea mai bună subordonată. Natura ta rebelă, spiritul rebel, adesea dăunează cauzei comune. Poți avea dificultăți la lucru, dar ai tendința să învinovățești pe oricine, nu pe tine însă În ceea ce privește profesiile, poți fi cea mai bună în jurnalism, drept, marketing și publicitate. Pe scaunul directorului, poți sta după cum este necesar o carieră profesională în domeniul artei, jurnalismului, științei, educației, dreptului sau politicii îți va orienta întreaga gamă de talente intelectuale și creative în direcția corectă. Sănătate și boli Pericolul pentru sănătatea ta este reprezentată de tulburări psihosomatice. Motivul pentru aceasta stă în emoțiile reținute, precum dezamăgire sau furie ascunsă care duce adesea la anxietate sau chiar depresie, ar trebui să fie deosebită de precaută, uneori, de falsa senzație de amenințare. Un efect calmant poate avea o dietă și un somn stabil, cărora ar trebui să le acorze o atenție deosebită. Ar trebui să eviți de asemenea, alimentele care sunt prea clare în ceea ce privește raportul nepotrivit Yang sau Ying, de exemplu, carnea roșie, pe de-o parte. Și zahărul, pe de altă parte, ți se recomandă exerciții moderate. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o imaginație bogată, ești înzestrată cu un farmec aparte, armonie interioară, emiți lumină, lângă tine este cald, confortabil și de încredere, ești un prieten fidel minunat, viața îți oferă onoare, glorie, respect, în viața de familie. Încerci să creezi confort și înțelegere. Sfaturi pentru tine. Este important să înveți cum să rămâi calm în situații dificile. Aceste lucruri te va ajuta la evitarea deciziilor impulsive și, evident, greșite. Ai încredere în cei care merită mai mult încrederea ta. Știi să te ridici pentru tine, să nu fii ca o minge de fotbal. Pe de altă parte, restrângeți rebeliunea. Principalul lucru este echilibrul corect. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială, cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi în setă de miniaturi în rame de lemn, de exemplu, cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lingerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație penibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci Moimton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor. O excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care... Desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf, dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosești deja. Dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante. Un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce-ți oferă cadou nu trebuie să economisească prea mult pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens, mai bine să nu ți se ofere mărunții chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou, ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te-ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori argintii. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.